E nevoie de o întâlnire la nivel înalt între cei doi președinți, Maia Sandu și Vladimir Putin? N-aș crede, deoarece Rusia este o țară agresor, care a invadat Ucraina, omoară mii de persoane, inclusiv copii. Cu acest președinte nu cred că este ce discuta. Не должны, а нужны. Очень обязательно нужны. Она должна понять и все. Путин, мы чем Путин плохо нам сделал? Скажите, пожалуйста, мы разве жили плохо? Ну и не вы, когда если души инженерки на интеллу Путина, сам как это Молдова, это инженерки за Ларуш. Ну и не вы. Но это треба строим ку ресурсы наши. Ну, потому что Путин есть он учегаш, да что треба сонтанеска ку ел. El omoară oamenii vinoveți, copii, maternități. Cum poate să se întâlnească cu un asasin? Eu aș crede că nu, deoarece dacă mergem spre Uniunea Europeană, aș zice că nu. Trebuie să întâlnească, că ei nu se trebuie să gândească pentru dânsa, ei trebuie să gândească pentru popor. Ar trebui? Ce ar trebui să negocieze cei doi? Prețul la gaz și la petrol, la tot. Rusia e o țară mare, bogată în minerale. Când exprimați acest punct de vedere, luați în calcul că are loc un război în Ucraina deja de 6 luni? Dar nu are problemă Ucraina și cu Moldova. Asta nu e problemă. Nu cred că cu Putin trebuie să te întâlnești, să vorbești cu un agresor, cu un ucigaș, cu un, nu știu cum să-i zic, barbar. Să te întâlnești și să vorbești. Cum credeți, e nevoie de o întâlnire la nivel înalt între cei doi președinți, Maia Sandu și Vladimir Putin? Nu, o să trebuiască să mergem pe căile noastre, așa cum, că ne ajunge 30 de ani tot ne-au condus. Nu trebuie să ne punem în genunchi. Обязательно. Это в первую очередь. С Россией надо всегда дружить. А что они должны обсуждать? Все должны обсуждать, то, что нужно для народа. Да, требую, но мой дикат. Что ж требуется să negocieze cei doi? În privința gazului, a toate cele, care avem nevoie de la ruși. А что переговоры какие? О чем говорить? Trebuie să întâlnească, depinde de acum ce o să discute, dar întâlnirile diplomatice tot timpul au fost binevenite în toate situațiile, așa că cred că da. Eu cred că nu trebuie din josit. Să înjosească, mai ales în cazul de față, când el a devenit ca agresor, a înăvălit asupra Ucrainei, care e țară independentă. Și n-ar trebui. Este prim-ministru, sunt miniștri care trebuie să dea nu în Maia Sandu să ducă ca președinte. Ce fel de negocieri poate să fie cu un om care e agresor? Un om care, dacă pe timpul Uniunii Sovietice s-a luptat cu fascism care vine din Germania națistă, astăzi stă în Kremlin.